Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft Pixel City! Doamne, frați și surori, dormeam așa de bine, însă cineva mi-a întrerupt somnul de frumusețe. Mai exact, Andreuța. Însă, fraților, vreau să vă anunț oficial că Andreuța nu mai este crush-ul meu, ci de astăzi este iubita mea. Deoarece, ați observat și voi, a fost un fel de dragoste la prima vedere și am zis că, băi, de ce nu? Haideți să fim împreună. Însă asta, fraților, nu scuză faptul că mi-a întrerupt somnul de frumusețe. Adică dormeam atât de bine, efectiv eram în poziția de somn, dormeam foarte, foarte bine și a vrut să mă trezească. Andreuța, cu ce scop m-ai trezit? Care a fost ideea? Marius, te rog, trezește-te! Nu știu dacă e ceva normal aici, dar s-a auzit sirene de poliție, așa că m-am uitat pe geam. Bro, dar chiar se auzi sirene de poliție? Bro! Fraților, ce se întâmplă? De ce casa lui Tudorica și Alina este plină de polițiști? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, iubita? Și jos, la casa celor doi prieteni de-ai tăi, Alina și Tudorica, cu care am vorbit mai aseară, este plin de poliție. Da, observ și eu chestia asta! Gen, ce s-a întâmplat? Ei sunt acolo bine sănătoși. S-a întâmplat ceva? Nu știu! Nu știu dacă s-a întâmplat ceva, gen, băi, sunt foarte, foarte confuz, adică ce se întâmplă, bro? Ok, stai aici două secunde pentru că o să mă duc să văd care-i treaba. Stai să mă îmbrac, să-mi iau toate chestiile astea, let's go. O să-mi iau, nu o să-mi iau outfit-ul ăsta, să l-am luat ieri, îl iau, uite, pe ăsta. Ok, hai să vedem cum îmi stă, fraților. Până la urmă mă duc să mă văd cu domnul polițist și eu zic că îmi stă destul de bine. Și hai să cobor jos să văd care-i treaba până la urmă. Adică, de ce a venit poliția la ora asta? Păi, li s-a întâmplat ceva la Alina și la Tudorica sau care-i treaba? Bună dimineața, domnule polițist, îmi pare rău să vă spun, dar m-ați cam trezit. Care-i treaba? De ce ați venit aici? Este asta prietenului meu. Bună ziua, ne scuzați că v-am trezit, însă ni s-a spus să venim repede aici deoarece este o urgență. Ce urgență? Băi, vă rog, spuneți-mi și mie care-i treaba, că nu înțeleg. N-a niciun sens, mă trezesc și la casa lui Tudoric este plin de poliție. Ce urgență este, domnule polițist? Am înțeles că este vorba despre o răpire? Nu știm exact mai multe detalii? What? O răpire? Cine a răpit pe cine? Că e Alina și Tudorica acolo. Vă rog să păstrați distanța și să vă întoarceți înapoi în casă. E cel mai bine pentru toată lumea. Nu, frățiorul, stai niște. Nu, că eu o să intru înăuntru. Fraților, ce răpire? Că nu înțeleg care-i treaba, băi. Deci nu știu dacă m-am trezit eu și de-aia nu înțeleg nimic acum sau chiar pe mine n-are niciun sens ce se întâmplă, gen. Domnule polițist, îmi puteți spune și mie ce se întâmplă aici? Bună dimineața, domnule, sunteți o rudă, una dintre cei doi, doar așa vă putem da detalii. Da, sunt, cum îi spune, sunt fratele Palinei. Sunt fratele Palinei, da, da. Ok, nu știm multe detalii, însă din câte am înțeles, este vorba despre răpirea unui copil, un copilaș micuț pe nume Nicușor. Fraților, de-aia au chemat poliția! Bro, a fost răpit micuțul Nicușor, man! Gen, cel care mă urmărea pe YouTube, știți de data trecută că am vorbit cu el. Băi, a fost răpit. Nu, man, de-aia au chemat poliția, bro. Acum totul are sens, man. De-aia au chemat poliția și ei încă sunt aici și da, sunt bine sănătoși, cum a zis și Andreuța. Băi, pe bune? Domnul care deține această casă, adică Tudorica, a avut o ceartă cu doamna Alina. Ia stați, fraților, că mai e ceva. A avut o ceartă cu doamna Alina și în urma acesteia a vrut să se răzbune. What? Cearta a avut loc acum o săptămână și el abia acum a acționat. Mai exact, i-a răpit fratele mai mic și din câte am înțeles aberează niște chestii. Ce? Tudorica l-a răpit pe fratele lui Alina? What? N-are niciun sens, băi! Băi, deci nu merge mie capul, bine că abia m-a trezit sau chiar n-are niciun sens și zice omul ăsta. Cum adică Tudorica l-a răpit ca să se răzbune pe ceva ceartă? Nu înțeleg, nu știu. Vreau ca cineva să mă lămurească, vreau ca cineva să mă lămurească și să-mi spună pe bune ce se întâmplă aici, știi ce zic? Că eu nu mai înțeleg absolut nimica. Gen, ce se întâmplă să mă lămurească cineva pe bune? Uite-o pe Alina. Alina, spune ce s-a întâmplat, care-i treaba, răpirea lui Nicușor, care-i treaba, că nu înțeleg absolut nimica. Marius, să nu crezi ce zice, minte.
E un psihopat care mi-a răpit fratele mai mic. Eu nu aș face niciodată așa ceva, doar mă cunoști foarte bine. Nu, nu te cunosc foarte bine și la ce te referi? Cum adică să nu cred ceea ce zice și că minte? E un psihopat care mi-a răpit fratele mai mic. Gen, ce zice mai exact? Stai că nici la tine nu înțeleg. Băi, să mă lămurească cineva odată, băi, că nu înțeleg absolut nimica. Băi, Tudorica, care-i treaba? Uite, uite-ți aici, băi, sunt detectiv. Bună ziua, domnule detectiv, Tudorica, care-i treaba? Marius, îmi pare rău, dar a trebuit să o fac. Am aflat că Alina mă înșeală. Am văzut mesaje, apeluri, însă toate veneau de la un număr necunoscut. Ok, ok, hai să luăm așa logic. Deci Tudorica a aflat că Alina îl înșeală, însă nu știe cu cine, de la un număr necunoscut. Mama, asta-i nașpa. Ok, și ce treabă are cu răpirea? Vreau neapărat să aflu cine este acel individ cu care mă înșeală. I-am spus și ei, fratele mai mic ușor este în siguranță și o să-i dau drumul în momentul în care îmi spune cu cine m-a înșelat. Fraților, totul se leagă! Băi, totul se leagă acum! Mamă, bro, nu știu dacă vă dați seama ce se întâmplă! Băi, dar cred că Tudorica a luat o razna! Deci fiți atenți, fratele, ca să înțelegeți. Tudorica și-a dat seama că Alina l-a înșelat, însă nu știe cu cine. A întrebat-o și ea nu vrea să recunoască și nu vrea să spună cu cine. Așa că nu știu, pe puș de șantaj sau ceva de genul, i-a luat frate, i-a dus undeva, l-a răpit, habar nu am. Și a zis că nu-i dă drumul până când Alina nu spune gen, cine l-a, gen cu cine l-a înșelat. Păi da, Alina are o problemă. Spune odată, mamă, bă, Tudorica, dar nu trebuia să faci chestia asta, e prea mult să-i răpești fratele mai mic, băi, n-are niciun sens. Domnule detectiv, care-i cazul? Ok, cazul acesta este unul dintre cele mai ciudate pe care le-am văzut până acum. Deci fiți atenți, fraților, că acum o să le explice detectivul și o să înțelegem ca la proști. Deci, ca să înțeleg, domnișoara Alina v-a înșelat, iar dumneavoastră vreți să aflați cu cine, așa că i-ați răpit fratele mai mic și până ea nu spune cu cine, nu să-i dați drumul. Da, deci, fraților, cam asta este explicația pe scurt a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Boys, deci m-am trezit acum mai puțin de 10 minute și nu știu ce se întâmplă în jurul meu, bro, ce e asta? Aici este o problemă, deoarece domnișoara spune că ea nu ar face asta. Astfel, cineva dintre voi doi trebuie să lase de la el. Boys, cineva minte, man. Gen, cineva trebuie să lase de la el. Ori tu spui unde este copilul, ori domnișoara recunoaște că a înșelat și spune cu cine. Oricum, ce faci tu tine aici este foarte grav și riște în grei de închisoare, da, pe bune, bro. Însă, nu avem ce să facem, doar să așteptăm. Vedem cine își pierde din răbdare primul. Fraților, am înțeles care-i treaba. Deci ea nu vrea să spună cu cine l-a înșelat și ăsta nu vrea să zică unde-i copilul, unde-i Tudorica. Și cineva trebuie să cedeze, fraților. Ok, man, mamă, bun. Trebuie să mai procesez chestia asta. O să ies afară din casă și o să aștept acolo. Pentru că la un moment dat n-avem ce să facem. Cineva trebuie să cedeze, fraților. O să ies afară ca să mă limpezesc așa puțin, băi, și să dau seama ce se întâmplă. Bă, pe bune, orașul ăsta Pixel City este plin de ciudați. Bun, fraților, au trecut câteva ore și după cum puteți vedea, suntem în același loc. A venit și Andreuța din casă, i-am povestit toată situația și ei se pare foarte, foarte ciudat. Însă, fraților, suntem în același loc, nu ne-am mișcat aici. În continuare, este foarte multă tensiune în casă și nimeni nu a lăsat de la el. Cineva trebuie să cedeze ca să, nu știu, să fie salvat copilul și deodată să aflăm dacă Alina pe bune l-a înșelat pe Tudorica sau nu. Tu, iubita, ce zici? Wow, nu vine să cred. Zici că trăim un film în momentul de față. Pe bune, băi, e prea ciudat. Adică orașul ăsta e plin de ciudați. Deci, practic, soarta acelui copil stă în mâinile lui ăștia doi, exact. Nu știu ce să zic, Marius. Amândoi sunt ciudați și sunt oameni periculoși. Adică, dacă chiar l-a înșelat, se pare că ține așa de mult la orgolul ei, încât nu vrea să zică cu cine. Da, Alina e ciudată, bro. Dacă ea pe bune l-a înșelat, efectiv, e fratele ei mai mic. Gen, n-a niciun sens. Dar și el se repește, fratele, pentru asta e prea mult. Amândoi au greșit, fraților, amândoi greșesc în continuare. E prea multă tensiune și nu trebuia să cedeze. Ia vezi, există ceva noutăți? Pe bune, hai să vedem. Domnule polițist, stăm aici de câteva ore, suntem cu sufletul la gură, se întâmplă ceva. Eu l-am cunoscut pe micuțul Nicușor, gen, și vreau să știu dacă este în regulă, gen, care e situația.
vă rugăm să păstrați distanța și toată lumea să pregătească trupele, deoarece urmează să plecăm în următoarele momente. Cineva ce dat, holy shit! Doamne, tineri ăștia, nu are absolut niciun sens tot circul ăsta. Boys! Cineva a cedat. Mamă, trebuie să intru înăuntru. N-o să intru pe aici că stă, că stă polițistul. O să ia, uitați-vă pe aici, boys. Ok, bun. Uite-l pe polițistul ăsta. Și zice, sus, ok. Domnule polițist, care-i treaba? Cine a cedat? Ce s-a întâmplat? Se pare că domnișoara a mințit și Dutorica a avut dreptate. Aceasta l-a înșelat. Holy shit, man. Adică, băi, știți cum o cunoșteam noi pe Alina. Adică să ne nepoțim timp aici și Alina tot se dădea la mine. Deci era clar că mi ce trebuie ca și iubită. Deci nu ar trebui să ne mirăm. Însă în continuare nu vrea să spună cu cine. Băi, spune-mă cu cine. Să știm și noi. Dar nu avem ce să facem. Ea nu calcă nicio lege, exact, fraților. Adică asta e de decizia ei și de moralitatea ei. Ca să salveze fratele. Ea dacă... Gen, dacă nu vrea să spună, nu spune, că nu îi se întâmplă nimica. Dar el, nu văd bine viitorul pentru el. Probabil o să putrezească în închisoare după faza asta. Da, boi, se efectiv lui Tudorica i-a luat mințile fata asta, fraților. Holy shit, ce se întâmplă, ce nebunie, mi-nu vine să cred. Mama, hai să merg la... Să merg la etaj să văd care-i treaba. Băi, care mai e treaba pe aici, Tudorica? Ce se întâmplă, frate? Marius, am avut dreptate. Instinctul meu a avut dreptate. Alina chiar m-a înșelat. Însă în continuare îmi spune că nu vrea să zică cu cine, deoarece o să mă supăr și mai rău. Holy shit, fraților, oare cu cine? Oh my god. Oh my god, e ciudat rău. Am jurat că dacă îmi spune cu cine, orice ar fi, o să le zic polițiștilor unde se află Nicușor, fratele ei, să meargă să-l salveze. Păi atunci, Alina, ce mai aștepți, bro? Spune cu cine l-ai înșelat ca să meargă să salveze pe micuțul ăla. Pe bune, e logic ce a trebuit să faci în momentul de față. De ce aștepți? N-are niciun sens. Domnule detectiv, ce facem? Suntem aici de câteva ore, domnișoară. Cumva țineți la amatul dumneavoastră mai mult decât la fratele mai mic? Pe bune, bro! Spune odată cu cine l-ai înșelat. Spune-ți odată, să mergem să-l salvăm. Oricum, Tudorica, după ce ai făcut azi, nu știu cine o să te salveze pe tine, pe bune. Doamne, ceva ce dragoste asta din oameni, pe bune. Alina, spune odată să meargă poziție și să-l salveze pe micuțul ăla. Doamne, nu-mi vine să cred. Ok, îți zic. Dar cu o condiție, vreau ca doar noi doi să fim în casă. Toată lumea, Marius, poliția și ceilalți oameni să se îndepărteze, să meargă în spatele casei, o să fie foarte nașpa. Ok, fraților, bun, deci am ajuns la momentul ăsta. Trebuie să ieșim toți din casă și ea o să-i spună lui Nicușor, lui Tudorica, cu cine l-a înșelat. Ok, nu știu, boys, eu nu mă bag aici, eu respect ordine, nu sunt eu aici în măsură să zic că nu-i bine sau ceva de genul, așa că o să ies pe ușa din spate și o să mă duc în spatele casei. Fraților, în continuare, tensiunea este mai mare ca niciodată. În momentul de față ne aflăm pe drumul din spatele casei și după cum puteți vedea, sunt aici alături de detectiv și de Andreuța, iubita mea. Însă acolo, fraților, sunt foarte, foarte mulți polițiști. Tudorica cu Alina vorbesc în casă, nu știu care-i treaba și nu știu, boys, ce o să se întâmple, gen? Doamne ajută să fie totul bine și să nu se întâmple, Doamne ferește, vreun ecaz. Adică, băi, suntem aici cu sufletul la gură. Trebuie să se întâmple ceva, nu? Andreuța, Doamne, Marius, ne știm de nici măcar o zi și uite ce am ajuns să vedem, pe bune. Mie mi se pare, Tudorica, ăsta foarte prost. Adică înțeleg că l-a șelat iubita lui și e supărat, dar a dus-o prea departe. Pe bune, fraților, i-a luat mințile. I-a luat mințile și uiteți-vă unde ce a ajuns să facă. Oare o să primească o pedeapsă pentru ce a făcut? Pe bune, domnule detectiv, adică Tudorica o să primească o pedeapsă, nu? Adică nu e normal ce a făcut, că l-a răpit pe frate-su mai mic. Tinerilor, stați liniștiți că avem totul sub control. Locuința lor este plină de microfoane. În momentul în care i-a mărturisit și el a spus locația, am și plecat. Hopa, de nici măcar nu trebuie să le zică la polițiști. În momentul în care o să zică unde e, au și plecat după el, am înțeles. Însă, îmi pare rău pentru Tudorica. Se vede că dragostea i-a luat mințile. Chiar dacă probabil ascunde copilul ăla undeva și nu i-a făcut niciun rău, tot o să meargă la închisoare. Da, fraților, nici eu nu cred. Adică nu văd pe Tudorica în stare să-i fi făcut rău la copilașul ăla, probabil nu știu, îl ține undeva, nu știu, l-a trimis într-un loc de ăsta, gen, nu-l ține captiv sau ceva de genul. Însă n-avem ce să facem, băi. Dacă ne spune unde e și e 100% nevătămat, o să primească 5 ani de închisoare.
Astea sunt legile, până la urmă copilul nu avea nicio vină. Stați, stați, avem locația! Toată lumea spre adresă, repet, toată lumea spre adresă. Fraților, au luat locația. Se duc să salveze pe Nicușor. Ok, boys, au găsit locația. Păi eu cu Andreuț o să stăm aici și așteptăm să-și facă polițiștii treaba, man. Să meargă să-l recupereze pe micuț. Băieți și fete, după ceva timp, uitați-vă ce avem în fața noastră. Din fericire, Nicușor a fost liberat, însă din păcate Tudorica a fost arestat. Și na, boys, acum ce să facem? Alina l-a înșelat, nu trebuia să facă chestia asta, mie îmi pare chiar foarte, foarte rău de el. Însă, băi, aș vrea să vorbesc cu el, aș vrea să aflu gen cine este persoana cu care l-a înșelat până la urmă. Adică, nu? Marius, uite unde am ajuns, oare s-a meritat? Știu că poate să ți se pară ciudat, dar mor de curiozitate să știu cu cine l-a înșelat. Poți să mergi să-l întrebi, nu mi se pare ciudat Andreuța, pentru că și mie la fel iubita, și mie la fel mor de curiozitate să văd, să vă pui cu cine l-a înșelat. Păi hai să-l întreb. Tudorica, frățiorul, s-au meritat toate chestiile astea, gen, s-a meritat acum să mergi la închisoare pentru o fată, gen, să-ți distrugi toată viața pentru ea? Marius, frate, regret ce am făcut. Din cauza acestei prostii o să merg 5 ani la închisoare. Mamă, frate, e un episod de la cu final trist. Sper ca măcar tu să ai ceva de câștigat. Să nu te iei după mine. Oricât de supărat ai fi pe o chestie sau oricât de fericit ai fi, niciodată să nu iei o decizie așa drastică. Gândește-te prima dată de 100 de ori, pentru că s-ar putea ca timpul să le rezolve pe toate. Fraților, acesta nu este un sfat doar pentru mine, ci este un sfat pentru toată lumea care se uită în momentul de față. Deci ascultați aici că pe bună asta chiar este un sfat bun. La mine nu e cazul. Alina m-a înșelat cu fratele meu mai mare. Holy shit, boys. Mă simt ca într-o telenovelă turcească, bro. Păi băi, ia stai, băi, și până la urmă, gen, tu ai făcut ceva lui lui Nicușor? Adică micuțul a avut, gen, a pățit ceva sau ceva de genul? Hei, de ce toată lumea este supărată? M-am jucat pe PlayStation cât am vrut eu, a fost cea mai tare zi. Holy shit, boys, el nu i-a făcut nimic, a efectiv l-a dus într-un loc și l-a lăsat să se joace pe PlayStation toată ziua. Mamă, boys, boys. Chiar îmi pare rău, băi, deci chiar mi se pare ceva foarte, foarte trist că Tudorica a luat o decizie așa de proastă și din cauza fetei ăstea, din cauza lui, o să trebuiască să meargă la închisoare. Darina, ești mândră? Doamne, ce zi lungă! Marius, mă primești la tine acasă, un pahar de apă vreau și dacă e mai stăm la vorbă. Din partea mea, să te spawnezi mâine în mijlocul deșertului și să mor de sete dacă stai să mă trepă mine. Lasă-mă în pace, mamă, băi. Băi, faceți foarte nașpa. Domnule detectiv, mai există o șansă pentru Tudorica? Adică, băi, mă simt prost rău de tot. Copii, nu am ce să vă fac. Puteți doar să vă uitați și să luați un exemplu. Să nu faceți prostii de-astea niciodată, pe bune. Detectivul zice chiar bine. Când m-am angajat ca detectiv în Pixel City, nu credeam că o să dau peste genul ăsta de cazuri, dar se pare că m-am înșelat. În Pixel City, orice zi se poate schimba într-o fracțiune de secundă. Pe bune, fraților, orașul ăsta este foarte, foarte ciudat și eu acum chiar am avut parte de prima experiență foarte tristă. Cred că o să mergem să ne odihnim, pentru că nu știu. Pe bune, o zi în Pixel City este foarte obositoare.